În această perioadă, în primul rând, au intrat în linie dreaptă restricție de circulație legată de Piața Libertății și Piața Sfântul Gheorghe și de întreaga cetate. Au fost puse în practică aceste restricții de circulație și spre bucuria noastră nu au existat probleme în traficul din Timișoara, cel puțin astăzi. În cele două piețe de unde vor începe lucrările la reabilitarea centrului istoric, s-au ridicat deja mobilierul urban, urmează să fie mutați stâlpii, să fie împrejmuit șantierul pentru securitate, iar undeva la sfârșitul săptămânii vor începe primele operațiuni de decapare în Piața Libertății, urmând ca apoi să vedem funcție de descoperirile arheologice eventuale, felul în care vom și deciziile pe care le vom lua pentru funcționarea eficientă a șantierului. Bun, comercianții de pe Vasile Alexandriei reclamau faptul că nu își mai pot aproviziona magazinele, nu mai staționează practic nicio mașină acolo. Cei din zonă, riverani, se tem că nu vor avea loc să parcheze în porțiunea care le este locată. Cum rezolvăm? Din punct de vedere al aprovizionării magazinelor, totuși, Vasile Alexandriei nu este o stradă care a fost închisă total. Este o stradă care beneficiază de dublu sens pentru accesul vehiculelor mari de mare tonaj către șantier și ca atare nu este restricționat accesul niciunei mașini. Din punct de vedere al parcării, am spus de la început că vor exista astfel de probleme. Pierdem, din câte știu eu, aproximativ 120-130 de locuri de parcare care vor fi trebui redistribuite pe celelalte străzi din cetate care nu sunt, care nu au această restricție de parcare sau în parcările din zona centrală. În următoarele două săptămâni, chiar în parcarea, noua parcare cu piatră din zona Oituz. Thank you.